Bună, sunt Ionuț de la Originals.ro și astăzi vom vorbi despre Puma Hammer vs. Bimbo Corsico. Ambele perechi sunt din categoria alergare și reprezintă variante accesibile ca preț pentru alergarea în aer liber. După cum puteți observa, ambele perechi sunt robuste, au talpa înaltă și groasă, sunt mai lați pentru un confort maxim în timpul alergării. S-a oferit o atenție sporită confortului, de aceea s-a ales o formă ergonomică și o talpă înaltă și robustă. De fapt, una din obiecțiile clienților este că aceste modele sunt butucănoase. Totuși, acest aspect robust este cel care conferă stabilitate. Dacă analizăm forma ambelor perechi de pantofi sport pentru alergare, vom observa că Puma Hammer este mai convex în partea din spate decât Bimbo Corsico. Iar în față, ambii au aceeași formă curbată care facilitează alergarea și oferă stabilitate. De aceea, e bine să analizați felul în care călcați în timpul alergării. Dacă călcați pe partea din spate a călcărului prima oară, Puma Hammer este o alegere bună. În ceea ce privește tracțiunea, ambele se potrivesc atât în unui teren accidentat cât și asfaltului. Bimbo Corsico are striație pe toată talpa și inserții speciale de o parte și de cealaltă, astfel încât tracțiunea să fie distribuită uniform. Pe de cealaltă parte, Puma Hammer are un brânz de pivotare și inserți doar pe exteriorul tălpii, de aceea tracțiunea este repartizată. Ambele sisteme de șerături asigură o fixare bună a pantofului pe picior, ceea ce conferă siguranță. Vă invităm pe pagina noastră de Facebook, Originals.ro, pentru a împărtăși părerile voastre despre încălțămintea de alergare disponibilă pe Originals.ro.